Salutare tuturor! Ne găsim pentru un nou episod din Redemption 2, în care am să vă arăt cum să deblocați și cum să vânați ca să putem să obținem sacul de valoare. Adică ne zice că o să ne o amelioreze și o să putem să purtăm, de exemplu, băr de aur, mai multe dublu. Deci pentru aceasta ne trebuie o piele de căprioară într-o stare perfectă, adică o piele de castor tot în stare perfectă și o piele de iepure în stare perfectă. Castorul o să fie cel mai greu pentru că căprioarele și iepurii îi găsim destul de ușor. Deci am să vă arăt unde îi găsesc și noi ne vom vedea după. Vom începe cu căprioara pentru că este mai lângă câmpul, al doilea câmp de lângă Valentine. Și căprioarele le veți putea găsi aici, dar nu uitați că vă trebuie căprioară 3 stele. Eu normal aici am omorât una pentru că am găsit-o înainte să încep videoul. După cum vedeți, este o căprioară în o stare perfectă. Dar asta încerc să căutăm și una ca să vă arăt cum să o. După cum vedeți, este într-o stare perfectă. O să o încărcăm pe car și vom. Nu uitați, pentru a avea căprioara ne trebuie ori cu săgeți, ori cu un pistol, adică nu l-am la mine, am să vi-l arăt care este bun. Bun, suntem pe urmele unei căprioare 3 stele. După cum vedeți, ne vom pregăti arcul. Deocamdată nu o văd, dar trebuie să fim destul de discreți. Nu este animalul pe care îl căutăm. Aceea este o antilopă. Uite, cum o vedeți, încercați să o vizați în cap și este moarte normal și o veți recupera 5, adică ce vorbesc 5 stele, am vrut să zic 3 stele, trebuie să-i dați cu arcul și ori să-i dați în inimă, ori în cap. Dar dacă nimeriți normal cu arma și din one shot, se pare că veți avea foarte mari șanse ca căprioara să fie a voastră. Bun, și acum dacă suntem aici, am văzut că aici sunt și iepuri, dar iepurii nu sunt, adică nu sunt foarte greu de găsit, pentru că o să găsiți foarte ușor. Doar pentru iepuri vă trebuie, nu știu de ce vine și carul ăsta cu noi. Pentru iepuri vă trebuie doar această armă, care este armă pentru animale mici. Bun, am găsit și un iepure, 3 stele, dar unde e? Sper că nu l-am pierdut. După cum vedeți, este aici, 3 stele, îl vom lua și pe el. Și ne mai trebuie doar castorul. Chiar iepurile, când l-am găsit, nu mă aștepta să-l găsesc pentru că am fost marsă ca să-mi duc calul la
ca să-mi pun calul ca să nu îl pierd. Deci eu pururile am găsit tot în zona asta, tu mai ce de lângă câmp. În zona asta o să-l puteți găsi. Nu știu dacă o să-i găsiți chiar aici sau poate eu am văzut și pe aici iepuri, nu este nicio problemă și de fapt da, aici, pentru că aici cred că este zona lor. Bun, a rămas blocat aici. Bun, azi vă arăt unde putem să găsim castor. Normal o să-i găsim în zona asta, nu departe de Strawberry, la lacul ăsta și o să trebuiască să facem turul ca să-i vedem pe unde sunt. Deci, pentru a omorâ un castor perfect, ne trebuie doar arma aceasta pentru mici animale. Și trebuie să facem turul. Trebuie să facem turul lacului ca să-i găsim. Nu știu ce este acolo, să vedem, este un castor. A, nu, este o rață, dacă nu mă înșel. A, nu, este o pasăre. Deci, dacă în caz că nu se găsesc castorul exact în același loc ca mine, este normal pentru că nu tot timpul se spamează în același loc. Doar dacă în caz că nu găsiți 3 stele, veți vă pune să dormiți, vă montați câmpul, veți dormi și veți reveni pentru că așa va merge. Și eu este a doua oară în care dorm, în care chiar sper ca să-l găsesc, pentru că este a doua oară când încerc să fac acest video, dar din păcate și what the fuck, n-am mai avut mult și a murit. Cred că am găsit. Uite, la oh, și este perfect. Este un castor 3 stele. Deci trebuie să ne apropiem încet de el și vom încerca să facem un one shot. Dacă nu facem un one shot, cred că o să-și piardă valoarea pielii. Și pleacă în apă. What the fuck? Ce nu mai știu dacă pot să-i recupăr. Aba, putem. Dar aveți grijă că de multe ori când îi puneți în apă, nu mai put dacă îi omoriți, dacă îl omoriți și în apă, nu-l veți mai putea recupera. Deci a zis că vrea doar pelie, deci pelea o să-i luăm pelea și o să mergem să ne fabricăm sacul. Pentru obiecte valoroase, noi o să ne revedem repede când ajung. Am reușit să recuperăm animalele pe care ni le-a cerut, adică pelele de animale, și acum o să-i dăm tot la Pearson. Și ce e asta? Ok, să-i dăm doar asta, nu dăm ce e asta, asta, asta și cadavrul. Și o să ne amelior, adică o să ne punem sacul pentru sacul, adică sacul de obiecte valoroase.
După cum vedeți, l-am pus și mai avem aici încă două care sunt blocate. Zice să dăm 5 animale, ok, 5 cadavre și să ameliorăm căruța pentru remedii la nivelul 2. Bun, asta este bun, o să o deblocăm și aceasta ca să trebuie să fabricăm toate celelalte sacuri ca să putem să o facem pe asta legendară care urcă capacitatea la tot ce putem să transportăm la toate obiectele. Deci, dacă vă place acest tip de episod, nu uitați să vă abonați și noi ne vom regăsi pentru un alt episod. Ciao, ciao!